ce este personalitatea unui om, cum devenim ceea ce suntem. Ajungem la un moment dat al vieții noastre în care ne adresăm aceste întrebări. Iar dacă suntem părinți, ne gândim că avem în mână o plămadă pe care trebuie să o coacem bine. Cu alte cuvinte, în mare parte de noi, părinții, depinde cum cresc copiii noștri, ce fel de personalități vor avea, ce oameni vor deveni, cum vor păși în viața lor. Ce și cât moștenesc copiii de la cei care i-au născut, când vorbim de personalitate, aflăm în minutele următoare de la decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, profesorul Adrian Opre. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația la noi în emisiune. Și mulțumesc invitație. Bine ați venit la București. Bine v-a regăsit. Cum devenim ceea ce suntem astăzi, domnule profesor? Ce este personalitatea unui om și când se naște ea? Da, foarte bună întrebare aceasta. Cum devenim ceea ce suntem la un moment dat? Pentru că întreaga noastră evoluție, așa, ontogenetică, este sub semnul unei deveniri, unei perpetue diviniri. Și nu numai până la etapa aceasta, să zic, a adultului tânăr sau adultului, ci până la sfârșitul vieții noastre se întâmplă un proces de devenire. Dacă ne referim la personalitate, așa cum dumneavoastră ați făcut referire, e bine, atunci să vedem mai întâi ce este personalitatea. Sunt nenumărate definiții. Și în cadrul nostru al psihologiei științifice și preștiințifice s-au formulat, s-au propus varia definiții pentru ceea ce înseamnă, ce ar însemna personalitatea, ele purtând amprenta diferitelor școli, perspective, interpretări, cu o amprentă mai mult sau mai evidentă, filozofică, uneori speculativă, dar o încercare de a găsi o definiție care să mulțumească, să satisfacă, să întâmpine toate perspectivele, a fost destul de târziu lansată. Și atunci eu aș propune o perspectivă de acest gen, o definiție mai largă, care spune așa, personalitatea noastră, a ființei umane, se referă la acele caracteristici ale unui individ, ale unei persoane, în fapt, care explică sau justifică consistența noastră, consecvența noastră transituațională, adică aspectele care ne definesc și care explică de ce noi rămânem oarecum constanți cu noi înșine în diferite contexte. Asta e elementul definitorul. Această definiție poate fi particularizată la orice școală de gândire preștiințifică, științifică, de aceea prefer acest lucru. În doilea rând, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră a devenirii, trebuie să vedem ce studiază psihologia personalității. Pentru că eu, psiholog fiind, și lectura mea prioritară este în zona aceasta a psihologiei personalității, am căutat întrebări ridicate, mi-am pus întrebări și pot fi coagulate în câteva întrebări esențiale. În primul rând, încearcă să răspundă la, să analizeze persoana în întregul său, un lucru foarte important. De obicei, în psihologie, în analize didactice, noi fragmentăm oarecum ființa umană, încercăm să înțelegem senzațiile, percepția, memoria, emoția, motivația, dar sunt decupaje. Ele sunt fără dar și poate, foarte importante. Înțelegem mai bine prin decupaj cum funcționăm noi, punct de vedere cognitiv, emoțional, motivațional. Dar personalitatea este ceva mult mai articulat. Este cum acest întreg al nostru operează, ansamblul acesta. Accentul psihologiei personalității este pe cum integrez eu părțile acestea și mai mult, ce calitate obțin eu prin integrarea lor. Aș putea la un moment dat să am părți similare multor dintre seminii noștri sau seminii mei. Dar felul în care eu le îmbin, felul în care le dau coloratură, este al meu, al dumneavoastră, al fiecăruia. Ăsta e un prim aspect foarte important și de aceea mi-a plăcut mie psihologia personalității în mod deosebit. Al doilea, la fel de important și la fel de incitant, la o preocupare este cea care vizează diferențele dintre noi, diferențele interindividuale. Uneori psihologia personalității în domeniul nostru este numită psihologia diferențelor interindividuale. Tocmai pentru a accentua faptul că în ciuda tendinței universale a științei de a găsi rigidități cât mai generale, cât mai largi, cât mai larg aplicabile, psihologia la fel caută, totuși, ceea ce este cu adevărat important în psihologie este să văd elementul acesta de individualitate, de specificitate, de diferențiere între noi. De aceea spuneam că acest cadru a două obiective arată și întrebările cheie ale psihologiei personalității. Una, cine sau ce face ca noi să rămânem constanți în timp? E ceva dinăuntru nostru, e ceva din afara noastră, în dezvoltarea noastră. E ceva care ne amprentează și face ca apoi să dobândim stabilitate. A doilea lucru, cum funcționează acest întreg? Care este elementul care este liantul? Oare ce procese unesc părțile și le dau coerență? Și în ultimul rând,
Și asta, revin la preocuparea aceasta importantă, psihologie personalității, ce ne face să fim unici? Cum devenim unici? Ce ne conferă această irepetabilitate? Pentru că în dezvoltarea noastră noi construim o ființă unică, irepetabilă, clar definită și care se va decela de toți, de toți ceilalți. Deci așa vreau să văd un cadru de început. Ei bine, la aceste întrebări care le-am formulat aici au încercat să răspundă mulți psihologi, când psihologia a devenit științifică. Fiecare din perspectiva sa, în grila sa de lectură. M-am dat seama la un moment dat că dacă luăm fiecare perspectivă separat, am putea să fim fascinați pe rând de fiecare și să fim tentați să renunțăm la celelalte. Și să nu vedem ceva care este mult mai important. Oare ce anume le dă o comunalitate? Cât ar fi de diferite perspectivele acestea din psihologie și nu numai, au și elemente comune. E ca să găsești comunalitatea lor, am zis că trebuie să adresez oricărui teoretician, oricărui psiholog, oricărui personolog în trei întrebări. Una, ce este personalitatea? Așa cum m-a întrebat dumneavoastră mine și am spus. Și atunci va da o definiție care va releva aspectele de structură a personalității. A doua întrebare, de ce se comportă oamenii într-un anumit fel? De ce ne comportăm într-un anumit fel în diferite contexte sau contexte similare? Și trei, cum devenim ceea ce suntem? Exact întrebarea dumneavoastră și a plăcut foarte mult, pentru că e întrebarea care am pus-o și eu. Și o adresez reiterativ în fiecare an discutând cu studenții, ca și cum ar fi de față Sigmund Freud, Carl Rogers, Abraham Maslow și marii psihologi ai secolului 20, ca și cum ar fi ei prezenți în viață în fața noastră, și am chestionat. Pe fiecare pe rând am întrebat ce este personalitatea, de ce mă comport, de ce ne comportăm într-un fel și trei, cum devenim ceea ce suntem, care este dezvoltarea noastră. Deci apar similitudini și diferențe foarte, foarte ample uneori, dar asta ce explică lucrurile, modul, lectura oarecum diferită a unor personalități privind dezvoltarea personalității. Și acum la asta mă refer. Cum se formează personalitatea unui om și care sunt bazele pe care se construiește? Ca să răspund la întrebarea aceasta, i-am putea lua pe fiecare teoretician psihologie personalității, ne-am putea lua pe noi înșine, dar să luăm mari promotori, pionieri ai școlilor de psihologie, veți vedea că fiecare răspunde în felul său, dar în toate cazurile, aproape toate cazurile, găsim coagularea a două mari categorii de factori. Pe de parte sunt cei genetici, ereditari, moștenim ceva, nu putem nega lucrul acesta. Este ceva în moștenirea pe care o avem de la părinții noștri și care, dacă revin la întrebarea de la voastră, ne conferă acea unicitate biologică, cel puțin acea unicitate biologică. Dar mai mult, ne conferă și o predispoziție pe anumite tipare temperamentale, de exemplu, care au o puternică încărcătură genetică. Purtăm cu noi această ereditate cu bunele și scăderile ei. Vine minte acum o carte celebră, Dr. Kenneth, Vindecarea arborului genealogic, o carte minunată, poate că o cunoașteți, în care iată cu lumea științifică încearcă să întâmpine pentru cârcotași, pentru sceptici, cei care nu cred în mesajul, să zic, al bisericii, cum această afirmație, asumție, conform căreia păcatul unei persoane la un moment dat se poate reverbera până la șaptea spiță, până la șaptelea neam. Sunt așa un pic ultrăsimare a lumii contemporane, saturate în științific, pretențios, scepticismul este aici în floarea sa. Ei bine, acest psihiatru răspunde extra de bine prin cartea aceasta lui celebră, arătând cum, într-adevăr, o experiență nesănătoasă la un moment dat, cu o patimă care copleșește o persoană, poate fi moștenită până la șaptea spiță, nu forma particulară a păcatului, a patimii, ci într-o predispoziție spre acea patimă. Pentru că patima înseamnă, de fapt, păcatul reiterat, realizat sau performat în foarte multe contexte, care amprentează și biologia noastră. Se adâncește, dă un fel de încriptare biologică, o adâncire, un fel de scriere biologică, care prin gene se duce până la șaptea spiță. Iată un exemplu acest gen. Asta este o componentă. A doua ar fi factorii aceștia de mediu. Adică noi ne naștem cu o anumită zestre ereditară, cu o amprentă sănătoasă, mai puțin sănătoasă, cu predispoziții sănătoase, mai puțin sănătoase. Dar modul cum căpătăm noi contur, modul în care ne diferențiem așa într-o frumusețe a personalității noastre e dat în primul și în primul rând de contextele acestea ale mediului. Cultura. Și când spun cultură, mă refer numai la elementele acestea de artă, educație în general. În cultură găsesc un rol extraordinar de evident prezența religiosului, religiozității, ritualului religios în care eu am crescut, a modelelor care am primit acest context.
De multe ori fac această analogie, spun că dacă fi atenți noi la ceea ce biserica oferă, prin ce? Prin slujbele duminicale, prin liturghiile din fiecare duminică, din mari de sărbători sau mai mici de sărbători, ei bine, ele sunt asemenea unor sesiuni profilactic-curative. Dacă noi mergem regulat la biserică așa cum pravila bisericească recomandă, cu rânduiala bisericii o recomandă, noi am participat la și sesiuni tămăduitoare, preventive mai întâi, profilactice, de aceea e bine să mergi de mic la biserică, să păstrezi cadența, să nu lași instalarea unei disfuncții, să nu lași instalarea unei personalități disarmonice, asta vis-a-vis de dezvoltare. Iată cum putem crea părinții, operând elegant, sănătos, asupra copiilor, modelându-i acest fel, le oferim această șansă de a-și modela personalitatea în dezvoltarea lor, într-un context sanogen. Asta înseamnă cultura. Din cauza asta este și statusul social, nu poți nega. Statusul social amprentează și el foarte multe elementele care definez nouă mai târziu personalitatea, pentru că poziția socială, apartenența socială, socioeconomică, îți dă oarecum sau spre prefigurează status, rol, atribuții, dar și responsabilități. Deci au două definiții destul de clare care se vor regăsi iarăși în personalitate. Îi vine apoi o nișă foarte importantă, familia. Așa că dumneavoastră ați avut tema aceasta cândva și foarte bine articulată. N-am pus-o pe ultimul rând ca fi mai puțin importantă, ci doar pentru că am vrut să accentuez asupra rolul familiei ca această micronișă din ce numim cultură sau spațiu ambiental. Pentru că aici avem modelele parentale, aici putem avea părinții care pot migra așa de la aspecte care țin de o anumită severitate, uneori ostilitate în relație cu copiii, de o anumită constrângere ce se impun, dar merge pe plaja cealaltă. Părinții pot să fie flexibili, pot să fie îngăduitori, pot să fie iubitori și pot să fie jertfelnici. Iată că câteva exemple de modele parentale care, prădar și poate, influențează dezvoltarea personalității. Pentru că acest parenting, cum acum este foarte la mod a spune, deși dacă luăm modelele occidentale, nu cred că este tocmai forma cea mai sănătoasă, dar avem și noi educație parentală. Acest model de educație parentală, emergent unor tipuri sau tipologii de părinți, îl regăsim foarte clar în dezvoltarea personalității. Adică se oglindește în ceea ce înseamnă dezvoltarea personalității tânărului, copilului, tânărului și apoi adultul de mai târziu. Deci cam asta aș vedea așa câteva, sumarizând, elemente primare de dezvoltare, plecând de la ceea ce moștenesc genetic. Acest element al geneticului îmi dă niște repere, îmi dă niște limite, îmi spune că sub un anumit nivel o competență nu poate să coboare, dar nici să urce peste alt nivel care e cel superior. Îmi dă un interval. Iar în lăuntru acestui interval, pe care mi-l prescrie, să zic oarecum, geneticul, mi-l prefigurează, operează ambientul, mediul, prin cultură, prin religie, prin ceea ce înseamnă status social și, foarte important, prin părinți, prin modele parentale, prin experiența pe care copilul în dezvoltarea sa, în etapele sa de dezvoltare, le are, experiența care le are în sânul familiei. Să luăm mai întâi această amprentă a familiei. Ce moștenim mai ales de la părinți? Temperamentul, caracterul? Ani de zile, în termenii acestei moșteniri, și psihologia științifică a susținut și a argumentat prin varia studii că ceea ce moștenim din dimensiunea personalității este temperamentul. Propensiunea asta pe un anumit tipar temperamental. E adevărat, componenta aceasta personalității numită temperament, o poți regăsi într-o relație destul de strânsă cu baza biologică, așa, cu substratul, să zic, neurobiologic. Deci e evident, nu acum, așa, cu câteva mii de ani în urmă, știam asta. Și când Hipocrate vorbea despre umorile acestea care prefigurează personalitatea, și el făcea referire la relația dintre biochimia mea, dintre elementul meu biologic, biochimic, și expresiile apoi din personalitate, dând în mare măsură temperament. Dar, în ultimii, deci mai mult, 20-30 de ani, tot mai vii au fost vocile și apoi argumentate aceste asumții, care arată că, atenție, inclusiv caracterul are o predispoziție genetică. Sunt câteva modele, care au putut în 80-90 din psihologia științifică, care aparțin în rând de vreme, care au inclus fără echivocitate elementele de sustenabilitate ale moștenirii temperamentale, care au și în vechime, dar au adăugat încă două componente care reflectă dezvoltarea caracterială. Adică și elemente, desigur, cum spunea și mai înainte, ca o predispoziție, nu ca elemente specifice de conduită etică. Nu la asta mă refer, nu moștenim o formă particulară de a manifesta etic,
Dar moștenim o propensiune pe a adopta prioritar, preferențial, comportamente etice. Este ceva care, inclusiv la nivel genetic, se setează. Și asta lucru mi se pare foarte, foarte important, care vine, repet, dinspre știință. Târziu, e drept, după mii de ani de când biserica spunea lucrul acesta, dar eu cred că, zic, că e foarte util, nu numai pentru știință, și pentru biserică și mai cu seamă pentru a contracara reticențele, zic elegant, scepticismul celor care... Multe dintre tezele milenare pe care le știm din context religios, acum iată că se validează rând pe rând într-o abordare științifică. Deci asta zic că asta ar fi modul și n-aș vrea să spun că moștenim numai temperamentul sau numai caracterul. Iată că e o îmbinare și iată revin la ideea de început. Noi vom fi o personalitate unică, o individualitate în care se vor îngemăna elementele de temperament în mare parte moștenite, în cea mare parte moștenite, nu totul, apoi accentuate de modelele parentale, pentru că un temperament vulcanic, un fent coleric sau sanguin, desigur, va fi și accentuat dacă și părintele, nu numai că a dat moștenirea, reiterează comportamente specifice și ăsta le modelează. Copilul tânărul modelează. Noi modelăm persoanele, figurile reprezentative, începând cu părinții, frații mai mari, apoi pieri și prieteni, colegi de generație, figurile reprezentative. Aceste persoane care merită prețuirea noastră, vrând nevrând, le internalizăm. Ele se vor găsi noi părticele din prieteni, din părinții noștri, din frații noștri, din prietenii noștri, din cei pe care îi adulăm, din sfinți, cum ar fi bine, din Dumnezeu, foarte bine, să regăsesc în noi. Adică reverberează într-o formă care noi o construim în ontogeneză, luând pe acest pattern, înglobând pe un fond genetic care duce cu el și temperamentul și caracterul. Domnului, că din cele patru componente mai avem la dispoziție creativitatea și aptitudinile pe care noi le putem forma prin cultură, nu cum spuneați dumneavoastră, cealaltă latura. Da, dar aici un pic, să știți, am o altă perspectivă, mai cu seamă, nu de aptitudini, asta se dezvoltă, ele reclamă o numită moștenire genetică și apoi pe acelea se construiește. E bine să nu operezi tu ca părinte împotriva aptitudinilor deja care au mugurii evidenți și să canalizezi pe propriul copil spre ceva care ar contrazice propria aptitudine, asta e foarte important, e mai expeditiv, pentru că aici am trebuit să mă ocup de creativitate imediat de aceea. Deci asta e adevărat, avem o predispoziție, e bine să mergem pe o linie, că vedem că aceste aptitudini se relevă și ne-ar da șanse în plus față de alte zone, arii, domenii în care nu avem aptitudini. Dar creativitatea mi se pare ceva mai delicat aici, pentru că multă vreme s-a crezut și mulți încă mai cred că această componentă foarte importantă a creativității și care se reflectă iarăși în unicitatea noastră, în felul unic al nostru de a ne exprima, înseamnă de fapt creativitate. Ineditul nostru este creativitate. Dacă noi ne exprimăm natural, non-ipocrit, nefățarnic, ne exprimăm creativ. E bine, această creativitate s-a crezut mult că este obiectul mai degrabă unei educații. Și a început și părinții să ocupe de creativitate, să facă și fel și fel de sarcini, vin dascăle apoi cu fel și fel de training-uri, programe de formare, dezvoltarea creativității. Ei bine, eu aici aș contrazice. Pentru că, din fericire într-un fel, din fericire pentru cei care nu înțeleg lucrul ăsta, noi ne naștem cu un potențial creativ extraordinar. Noi am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemenea sa, adică după chipul Creatorului ca tare, și noi este potențialitatea creației la nivelul măsurii noastre, a omului. Adică ne naștem fiecare cu un talent. Da, cu un talent, cel puțin un talent. Și acum, cum îl valorificăm acest talent? Cum îl valorificăm creativ? Ca să răspund întrebările dumneavoastră privind creativitatea, e bine, l-am exprimat cât mai creativ dacă intervenția adulților ar fi mai mică pe componenta asta. Ce vă să spun? Adultul, vrând nevrând la o anumită etate, nu mai e la fel de creativ ca și copilul. Adultul, chiar și când vorbește despre creativitate, chiar și când o predă, chiar și o formează de celălalt, o formează în formă unor reguli, principii, linii directorii, care înseamnă constrângeri. Într-un mediu în care există prea multe principii, reguli, constrângeri, ăla nu-i creativ. Și atunci, inclusiv, asta e și hilar, inclusiv programele de dezvoltare a creativității urmează niște norme, ca și urma niște legități. Ei bine, creativitatea se manifestă și la copil și la adult când ieși din spațiul unor constrângeri ale legităților. Marii revoluții științifice s-au produs în mintea oamenilor care au avut potențial creativ, dar care au putut să renunțe la legitățile care au guvernat domeniul lor până în ziua de ieri. Dau un exemplu, a trece de la legile newtoniene, la fizica newtoniană, la fizica relativistă, la Einstein, la fizica cuantică, înseamnă a ieși, a-ți permite mintea ta, poate acel lucru ăsta, a unul a putut, să renunțe
la legitățile anterior lansate și care au guvernat poate lungă de timp fizica și să dezvolte alternative descriptiv-explicative în baza altor principii legi. Adică asta înseamnă creativitate. Ai confortul de a ieși din constrângerile legiferate ale principiilor, ale legilor și să poți gândi asupra aceeași realități cu altă grilă de lectură, guvernată de alte legi care tu le propui. Asta înseamnă o abordare creativă, țin mult de știință. A fel și cu tânărul, copilul de devenire, cu cel care își dezvolte personalitatea. Își poate dezvolta o personalitate creativă, unică, irepetabil, așa cum de altfel vrem și ajungem. Dar elementul ăsta de creativitate poate fi mult mai evident, prezent, dacă adultul se implică mai puțin prin strategii care mai degrabă inhibă creativitatea decât o promovează. Adică a promova, a potenția creativitatea înseamnă a crea tânărului în devenire, copilului tânărului în devenire, medii destul de flexibile, nu dezordonate, nu haotice, nu o libertate deșanțată, dați-mi cu cuvântul acesta, nu, o libertate cu niște limite un pic întinse, extins un pic acest spațiu în care el se poate mișca, nu din voie să fie nici în stânga, nici în dreapta, mai mult decât ceea ce ar însemna o intrare în anormalitate, în nesănătos. Dar dacă spațiul mai extins, acolo el poate să manifeste creativitatea. Are mai multe grade de libertate, exact expresia care e și în știință și... E o misiune destul de dificilă pentru părinții de astăzi care încearcă să împlinească și dintr-o perspectivă și în alta, să dea vieții ceea ce se cere, nu? Să ofere copilului spațiul acesta de creativitate, dar să-și facă și părintele un drum în profesia lui. Da, da, deci știți, eu spun în ori, am expresia aceasta, știți, apropo de, spuneam de parenting, de educație parentală și la noi vin foarte mulți, lucrez și eu din când în când cu tine, mai puțin cu copii, dar lucrez mai greabă preventiv, profilactic, lucrez programe pentru copii, curativ, nu lucrez cu vârste mici, dar cu adolescenți, adulți, tineri, adulți, lucrez de foarte multe ori și ceea ce constat. Chiar dacă uneori copilul acesta, tânărul, adolescentul, adultul în devenire, provine într-o familie sănătoasă, să spun, care a avut un parenting dezirabil, am spune noi, observă anumite erori sau un eșec. Și atunci eu spun, am expresat aceasta, parenting sau educație parentală bine intenționată, dar prost implementată. Știți? Da. Adică, e dificil să spui asta și nu este nici în firescul nostru să spunem că există părinți care nu doresc binele propriilor copii, decât în cazul poate de patologie. Dar altfel, oricare ar fi atitudinea, tiparul, chiar și părinții foarte severi, ei doresc binele propriilor copii. Uneori intenția lor și în ceea ce vește parentingul este una sănătoasă, dar modul cum pun în practică aceste strategii de educație parentală conduce adesea la eșec. Și atunci unii se și crispează, se sperie, cum? Atât de multe modele am dat, ale noastre, altora, ale proximității sociale, ale mediului în care am navetat cu ei și iată copiii mei un comportament disfuncțional. De ce? Și e întrebarea aceasta. Și de asta spun că nu poți blama părintele pentru intenția sale că sunt lăudabile, dar probabil că modul în care l-a pus în practică, ne luând în seama specificitatea copilului pe care crești, uneori a copiilor că sunt cu temperamente diferite, uneori atâi copii, 1, 2, 3, 4, diferă mult între ei, nu poți să mergi pe același model parental să obții aceeași finalitate. Trebuie tot timpul să ajustezi la această specificitate moștenită, care ești mare parte răspunzător de ea, și să adaptezi educația astfel încât să obții modelele dezirabile. Perfecte nu vor fi. Noi nu vom fi niciodată perfecți. Noi ne mișcăm spre perfecțiune, spre Dumnezeu, într-o mișcare asimptotică și vom rămâne mișcare asimptotică, dar tot suntem să mergem spre, fără a avea pretenția că o ajungem, unor e și periculos, o impunere abruptă a părinților, având idei perfecționiste, vrând copilul să fie perfect într-o anumită arie, domeniu a lor propriu. Da, e foarte periculos. Este o capcană extraordinară. E foarte dificil pentru un copil să ofere acest interval în care el să-și poată manifesta creativitatea. Cum? Poți să întreb aici cum? Da, vedeți, noi de asta suntem știință, psihologia, că nu suntem o paraștiință sau o abordare, neapărat, să spunem, o neacuzie speculativă, e fundamentată pe cercetări, pe investigații, pe analize diacronice, chiar și ce vește dezvoltarea individului uman, persoanei, de la naștere până la maturitate și până la sfârșitul vieții acesteia, e bine, sunt în perioada de copilărie așa numite perioade de imprinting în engleză, de imprinting, adică perioada în care absorbi maxim
mai mult decât în alte perioade anumite componente. Așa cum este perioada optimă, de exemplu, de imprinting pentru limbaj. Dacă nu e stimulat lingvistic cu toate etape timpurii la dezvoltării sale, riscă să își subdezvolte limbajul, să fie sever afectat. Dau un exemplu. La fel și creativitatea. Sunt momente în care această competență potențială, într-un fel, poate fi optimizată și trebuie identificate. Desigur, noi diferim între noi. Ritmul nostru de dezvoltare este diferit. Una este vârsta noastră biologică, alta este vârsta noastră psihologică. Știm prea bine că, statistic vorbind, fetele au un ritm mai alert decât băieții în etapele timpului de dezvoltare, cognitiv vorbind și emoțional vorbind. Unele se dezvoltă, fac proba, fac mărturia unei dezvoltări cognitive, intelectuale, mai devreme decât băieții, la fel și controlul emoțional. Mai repede se instalează, se dezvoltă la fete că la băieți, apoi se ajustează cumva adolescență mai târziu lucrul ăsta. Din aceste diferențe care sunt relevate de lungă de timp și sunt statistici relevante, sunt diferențele individuale, care trebuie să le sesizez. Nu poți spune exact un interval când ar trebui părintele să acționeze maximal creativitatea, pentru că altfel ratează. Le poți sesiza, adică poți sesiza din comportamentul copiilor. Sunt perioade în care copilul adoptă, preferă petrece mai mult timp, în special în jocuri creative, de a construi, nu, Lego acum, da? Sunt unele care au aceste abilități, stau ore întregi și construiesc. Eu, de propriu copil, mă rog, cel mai mic, m-am minunat câte idei creative are și cât de depășit mă simt numai să le lecturez, dar permite să le fi prefigurat eu. Deci chiar fără laudă acum așa subiectivă, parentală, și copiii multor alți părinți, cred că îi surprind pe părinți cu momente în care potențialul creativ este extraordinar, dovedit în joc. Nu trebuie să-l pui undeva să-i dea un test neapărat de creativitate, că sunt și probe standardizate, nu, e adevărat. Dar dincolo de asta, nu trebuie neapărat să fetișizăm o evaluare standard undeva, să meargă neapărat la psiholog, să-l evalueze, să-l măsoare, să-l facă cu virgulă, să știm că unde e și îl face Superman. Nu! O minte atentă, o prezență atentă a părintelui observă perioadele în care copilul preferă, optează pentru jocuri cu un alt potențial creativ. Ei, acel moment în care trebuie să dea mai mult din jocurile astea și să evite rutinele cu el. Rutina este păguboasă aici. Jocurile rutiniere nu dezvoltă creativitatea. Jocurile care dezvoltă creativitatea sunt cele care provoacă cu noutate, construiește ceva, altceva. Nou, nou, nou. Domnule profesor, un moment de cotitură în viața omului este adolescența în dezvoltarea personalității. Așa este? Nu de acum, ci de mii de ani. De ce? Și pentru noi și pentru alții. Acum, în primul rând, iarăși, navetând între biologic și ambiental, sau cum a spune în engleză, spune acum aștia, nurture, nature, nature, nurture, adică între născut și dobândit. E bine, apar niște schimbări firești biologice la perioada adolescenței, care apare mai devreme la fete, spun truisme acum, desigur, un pic mai la băieți. Ei, aceste schimbări potențiază și o altă raportare a lui psihologică, psihosocială, în realitate. Deci nu e ceva nefiresc, este firesc. Noi ne speriem când suntem părinți, deci se întâmplă când ei devin adolescenți, devin mai rebeli, refuză modelele noastre, dar uităm că am făcut-o și noi, în felul nostru, la măsura noastră, la măsura vremii, a contextului, a părinților, a modelelor, a valorilor, etc. Am făcut-o. Noi blamăm tot invocând, pe vremea noastră. Dar sigur, noi judecăm ceea ce a fost rebeliunea noastră ca fi mai puțin rebelă, știți? Că era în alte norme. Dar mai puțin evoluat. Mai puțin, da. Deci trebuie să fim onești aici cu noi înșine ca adulți, trebuie să fim cât mai empatici, dar mai degrabă să avem această competență a acceptării necondiționate, mai cu seamă că copilul nostru, acestor schimbări. Bine, revin. Apare o schimbare care este biologic setată, e firească. Apar schimbări care, în mare măsură, sunt datorate și schimbărilor la nivel hormonal. Și atunci nu poți să negi că aceste modificări care aduc o dată și o schimbare și la nivel somatic și aceste crize identitare care apar pentru că brusc se schimbă. Îl vezi, și tu ca părinte șochezi că îl vezi câteva zile, stămâni, luni înainte cu o anumită fizionomie și apoi vezi schimba. Dar anumite altcineva care le vede la trei luni distanță. Se schimbă mult. Se sperie, se îngrijorează și copilul văzându-și schimbările fizice în oglindă. Atunci, ce se întâmplă? El încearcă să-și dezvolte, să-și construiască o nouă identitate sau încearcă să o lămurească identitatea. Până acum a luat foarte multe elemente care au contribuit la construcția sa identitară, ce spunea mama, tata, frații mai mari, rudenile. Ei, acum când se luă schimbare și somatică, parcă nu se simte bine în pielea sa, într-o schimbare așa mai puțin academică, are o răscolire și psihologică și încearcă să se identifice, să se definească.
deja încep să apară și alte modele și atracția altor modele. De aceea, treptat, parcă refuză puțin modele parentale, nu neapărat într-o răutate, ci încearcă alternative. Vă spun, el este într-o etapă, în inima asta, de disonanță cognitivă. Asta pretențioasă spusă, expresia, dar, e pretențioasă expusă, dar o să explic pentru cei care nu au accepțiunea acestei sintagme. Adică noi avem, de-a lungul dezvoltării noastre până la adolescență, în cazul ăsta, o numită percepția asupra propriei persoane. Mintea noastră ne reflectăm cumva, în mare măsură, cum ne-a spus mama, tata, frații, cei de apropiere. La un moment dat începem să învățăm despre noi și interacțiile cu alții, devenind tot mai independenți. Tot mai extins e timpul în care nu sunt cu mama, tata și frații, sunt și cu alte persoane, cu colegii de generație, cu alte persoane adulte. Ca tare încep să internalizez și o altă imagine, tot a eului. Ei, brusc, mă trezesc în minte cu două imagini. Un eu construit până la adolescență pe anumite surse, cu anumit contur, cu anumite valori, principii, și un eu care parcă încearcă să construiască alternativ. Și un... e altă realitate, da, a sinelui. Da. Apropo de dezvoltarea personalității, aceeași temă aici, dezvoltarea personalității. Că, de fapt, nu poți judeca dezvoltarea personalității în afara ideii de dezvoltare a identității. Asta, pe asta mergem, mergem spre dezvoltarea identității noastre, care este, desigur, fizică, adică biologică, este socială, este vocațională și este și spirituală și caracterială. Deci are și multe alte dimensiuni. Această identitate nu este numai pe o componentă izolată, este complexă. Și revenind, când apar cele două imagini în mintea mea la adolescent, ele intră în conflict. Intră în conflict și atunci mesajele lor verbale și comportamentale de respingere a modelului parentale, de fapt, sunt mesaje care vin din lăuntru că e lupta noi identități cu vechea identitate. Nu știu dacă sunt clasă nouă, adică se exprimă comportamental arătând conflictul interior. Cel mai sever conflict nu e cu părinții, e cu propria imagine. Conflictul cel mai supărător, disconfortant, apăsător pe care îl trăiește adolescentul este conflictul lui lăuntric. Între cele două imagini, una construită până acum din aceste surse, clădită, consolidată, ajustată, așa și acum vine alternativa. Și se luptă între ele. Încearcă să vadă, că, pentru că, de ce se luptă între ele? Mintea noastră este o minte non-contradictorie. Nu acceptă contradicție. Nu poți să spui despre același lucru că este și frumos și urât, și înalt și scund, și plăcut și neplăcut. Nu poți să vezi de tine că ești și într-un fel și în altul, mai cu seamă când cele două imagini au elemente contradictorii. Și trebuie să accepți una. Una s-o slăbești și alea s-o întrești. Aici este lupta. Și de aceea vine conflictul exprimat în atitudini față de cei care sunt în preajmă. Părintele ia ca o reacție personalizată, unul se supără, sever, ia măsuri foarte drastice, ne luând în calcul aceste aspecte care sunt foarte importante. Trebuie să fim extrem de empatici cu ei că trăiesc un conflict puternic și nu se pot rezolva. Ei, tot în aceeași perioadă, refugiu și în patim este, pentru că unor așa de intens în conflictul, nu-i fac față emoțional acestui conflict, pentru că distresul nostru, de asemenea, disonanțe cognitive apare. Asta e o disonanță cognitivă particulară. Conflicte intrapsihice, de acolo vine distresul. De acolo vine emoții negative. Furia, anxietatea, depresia, invidia, gelozia, ura, culpa. Își au originea special în aceste disonanțe și mai cu seamă în scăderea unei competențe a sentimentului de controlabilitate. Parcă mai mă controlez pe mine. Care-s eu? Ăla de până ieri? Sau ăsta care vreau să fiu altceva? Știți ce? Adică aici trăiești intens. Ar trebui ca părinți să avem o mai înaltă acceptare necondiționată, numai noastră și a lor și a celuilalt. Să-l accepți că trăiești o experiență care ai trăit-o și tu în felul tău, acum 20-30 de ani, nu știi când. Deci asta înseamnă o soluție sănătoasă, să începi de la a accepta pe celălalt, în cazul tău, mai mult copilul tău, ca fiind ființă asemenea tine, a ție, creată și ea ca și tine după chipul sau asemenea Dumnezeu, dar care trece prin perioade de conflict, din când în când. Mai trecem noi și la alte vârste, mai trecem, mai sunt conflicte și mai târziu. Da, mai ales că atât mai mult cu cât ne dorim noi ca părinți, ca ei să rămână totuși pe lângă noi, să nu împrumute din modelele, nu, în dezvoltarea personalităților, e foarte important să rămână totuși în centrul nostru, în oblăduirea noastră. Perpetuând modelele, principiile, valorile noastre. Dar aici, iarăși, ne vine ceva, noi având ferma convingere că normele, valorile, principiile noastre sunt infailibile, sunt perfecte. Ce are totdeauna mai adevărat. Ne mai ajustăm și noi. Și să nu uităm, deci de dorit, mai ca seama că devenim maturi, renunțăm și noi și ne corectăm mult valorile, principiile, aspecte caracteriale, dar nu întru totul. Și foarte probabil uneori, iarăși apare un conflict. Uitați-vă aici. Părinții de regulă
chiar dacă nu adoptă în comportamentele lor cele mai etice principii, în mesajul către copii sunt etici, promovează etică. Dar copilul vede mult mai evident comportamentul părintelui. E când surprinde părinte că se comportă contrar mesajului caracterial, etic, axiologic, îl penalizează, doare. Și creează un conflict mai puternic. Apare aici conflictul între cele două imagini în mintea mea ale mamei. Acum e altceva, altă disonanță cognitivă. Care-i mama? Cea care îmi spune zilnic să mă comport așa, așa, să respect pe ceilalți, să fiu reverențios, să salut? Sau ea care se ceartă cu toți, vorbește urât, are un limbaj, știți? Deci aici e mare problemă. Dacă vrem să lucrăm serios și eficient asupra propriilor copii, lucrăm mai întâi asupra noastră, asupra ce? Asupra consistențelor intrapersonale. Să ne străduim să fim consistenți cu noi înșine, între mesajul verbal și non-verbal, faptic, să fie o consistență. Căci ei sunt mult mai influențați de mesajul non-verbal decât cel verbal. Declarativ, da, mami îmi spune lucruri extraordinar de frumoase, tata la fel, dar eu văd ce fac, chiar dacă ei se ascund probabil. Eu văd ce fac. Ca tare, care sunt părinții mei? Care e modelul meu? Cred că aceasta este marea schimbare, marele câștig al, cum să spun eu, al politicilor de parenting care au apărut în ultimii ani. Faptul că noi ca părinți ne-am dat seama că trebuie să facem o schimbare în primul rând la noi. Noi să fim modelele pe care le pretindem de la societate, astfel încât să reușim să ne creștem copii cu personalități puternice, sănătoase, nu? Da, sănătoase, și cred că este foarte bun, funcționale, sănătoase. Pentru că și aici, nu neapărat, vedeți că ne spunem multe ori și în psihologie s-a greșit, că vrem, tot timpul vrem ceva pozitiv. Nu, trebuie să ne dorim mai mult funcționalitatea, abordarea sănătoasă. Uneori și emoții, de exemplu, emoțiile. Noi avem nevoie de foarte multe emoții negative, sănătoase, nu de pozitive. Și să fiu un pic clar, că văd un pic așa nedumerită. Dar asta este esența în psihologie. Noi când oferim cuiva contextul, șansele unei consilieri psihologice, unei psihoterapii, obiectivul nostru, când persoana noi vine cu problemă emoțională de tipul depresie, anxietății, invidie, urii, simțitul de culpă, ce-o fi, noi nu-i promit să-i dezvolt, să-i înlocuiesc acele emoții cu emoții pozitive, ci să înlocuiesc acele emoții cu emoții tot negative, dar funcționale. Să mă exprim. Adică, e firesc. Dacă ai experiență neplăcută, o pierdere în termeni materiali sau spirituali, sau pierzi ceva drag din familie, prin deces, să trăiești o emoție negativă. Dar una e să trăiești o depresie profundă, disfuncțională, care te parazitează, nu mai poți gândi lucid, nu mai poți să te adaptezi, nu mai ai sens, parcă îți vine să-ți iei tu viața. Asta înseamnă o depresie profundă, o emoție negativă, disfuncțională. Dar eu nu pot să spun că îi promit că va trăi o emoție pozitivă ca urmare a acestei experiențe sau relație cu experiența aceea, ci din potrivă îi promit că îi dezvolt tristețe sau ajung să dezvolte a fi trist când pierzi pe cineva sau ceva. E firesc, e sănătos. Asta e ce vreau să spun eu. La fel, dacă vine cineva la mine care este foarte anxietat, panicat, eu nu promit că va fi acum, îl fac fericit să jubileze în fața unei realități care este periculoasă, obiectiv vorbind de ea. Urmează evenimente destul de grele, dificile în viața lui. Urmează un război, urmează, nu știu, un examen grele pentru el în viață. Eu nu spun că să-l dezvolt o neutralitate sau emoții pozitive, să danseze în fața realității. Nu. Îi promit că l-ajut să treacă de la anxietate la îngrijorare, la preocupare. Îngrijorarea este emoție negativă, dar funcțională. A fi îngrijorat e firesc. Când te confrunți sau urmează să te confrunți cu ceva dificil, nou, inedit, e firesc să fii îngrijorat, că ne-am experiențat. Și atunci, asta le ajut eu. De ce? Spre deosebire de anxietate care iarăși îl paralizează, îl înțepenește și cognitiv și comportamental. Se întâmplă când ești atat de panică, nu mai faci nimic. Înțepenești și fizic și mental. Parcă ți-a înghețat mintea. Ei, când trăiești, când ajungi să trăiești o altă emoție negativă, dar funcțională, îngrijorare, aia te mobilizează. Opa, e ceva serios. Acord atenție, lasă restul deoparte, aici obiectivul, asta mi-e ținta, asta mi-e soluțiile, așa le pun în practică. Asta vreau să spun eu când, vreau să spun când am afirmat că noi nu promitem emoții pozitive prin terapie. Atenție, dacă după ce faci terapie, după ce faci consiliere și ajungi la acest stadiu, omul, persoana, mai vrea să lucreze cu tine, de acolo încolo începe dezvoltarea personală sau optimizarea. Acolo mergi pe pozitiv. Dar până atunci îl aduc pe el de la o abordare nesănătoasă, disfuncțională, la una modală, care e tot negativă, dar sănătoasă. De aici încolo începe altceva, dacă vrea mai mult atât. Vrea să dezvolte, vrea mai multă reziliență. E altceva. Odată ajunsă la maturitate, personalitatea unui om poate să se schimbe? Spuneați dumneavoastră prin tratamente pentru anumite derapaje, dar... Majoritatea celor care se ocupă de această problematică spun că odată conturată, jurul de diferite vârste, să zic, 20 ceva de încolo,
spre final de 30 de ani. Tot întinde intervalul din diferite motive, ea rămâne oricum stabilă, adică mici mai sunt modificările. Acum mă refer nu neapărat în sensul acesta al modificării, cum spuneam, cu intervenție terapeutică. În general, până la perioada aceasta adolescență, post-adolescență și mai cu seama cum ce numim noi perioada sau etapa adultului emergent, adultului în devenire. Este o nouă etapă, când v-am vorbit pe etapa asta împreună în altă emisiune, este o etapă care e dată de contextul vremii noastre. Tot mai mulți tineri decid să amâne și angajarea și căsătoria până își termină școalitatea și o termină târziu, la 20-30 de ani uneori. Și atunci s-a întins puțin, nu devin adulți ca altădată la 18-20 de ani, devin mai târziu. Nu mai sunt nici adolescenți, sunt adulți în devenire. În acest interval se desăvârșește cumva personalitatea, dar ea capătă un contur care e greu mai corijabil. Aspectele patologice altceva, care pot să apară, se declanșează și o intervin terapeutic. Și acolo, corecțiile sunt, există, dar ne reclamă intervenția de lungă durată, începând de la ani de zile. Minim 9-12 luni de terapie trebuie ca să vezi ceva sesizabil modificat la aceste persoane, ca să vă dau un exemplu. Și în general, scopul intervenției este de a redobândi ei comportamente adaptative, adică să-i reabilitezi în modul în care se comportă cu ceilalți, cu cei din apropiere, din casă, cu colegii din profesie, ca să se poată reinsera sănătos în mediu. De ce? Pentru că de obicei ajung la noi sau la spitalele psihiatrice aduși de ceilalți, de familie sau de colegii de servici care nu mai suportă. Nu pentru că vor să vină ei, ăsta nu vin singuri. Îi aduc cei care, iertați-mă, nimeni suportă. Și atunci scopul tău este să-i ajuți pe ei să înțeleagă că trebuie să se reintegreze și tu poți să-i abilitezi. Asta poți să faci. Dar niște elemente care capătă o anumită robustețe, se consolidează, se bătucesc, cum a spus noi românește, care greu se mai corijează. De-aia e bine de mici să fim atenți cum plămădim personalitatea. Revin la întrebarea noastră de început. Atenție la dezvoltarea personalității din fragedă copilărie până la maturitate. Acolo să fim foarte atenți, că acolo construim scheletul robust pe care apoi mai pui una alta, floricele de primăvară, vară, toamnă, dar scheletul construiește de timpuriu. Dumneavoastră aveți un curs de psihologie a religiei și aș vrea, pentru că ați amintit la începutul emisiunii, are vreo pondere aspectul religios în dezvoltarea personalității? Psihologia religiei este o disciplină care ne-am propus-o, acum am bucurie că ea apare în curriculum multor programe universitare din țară, tot mai multe universități au adoptat această disciplină. Ea se vrea, de fapt, o lectură psihologică a practicilor, principiilor religioase, nu neapărat o promovare explicită a religiei, ci o lectură științifică, dar în mare măsură, care poate valida științific multe dintre cele ce religia de mii de ani ne-a spus. Unii vor să și contracareze asta, dar de cele multe ori s-a demonstrat științific, fără echivocitate, chiar de către sceptici, elemente din practica religioasă, din ritualul religios, au efecte sanogene extraordinare, inclusiv pe dezvoltarea personalității. Inclusiv ce spuneam adineaori, că o implicare în ritualul religios, o respectare a pravilor religioase, acestei rânduieli de viață care ți-o recomandă biserica, poate conduce dezvoltarea unei personalități armonioase, sănătoase. Acum, făcând treaba cu personalitatea, mi-e place să fac așa o legătură între, sau o analiză comparativă între ceea ce înseamnă individ, individualitate, persoană, personalitate, state morală. Iată, sunt cinci termeni. Deci pe acest eșichier destul de lung vreau să spun câteva lucruri. De ce? Pentru că multă lume crede că psihologia e doar secularizată. E bine, au fost câteva voci, de exemplu, cum este un psiholog Maher, care a început secolul trecut, puțin cunoscut multora. Michael Maher a spus așa, noi psihologii trebuie să fim foarte realiști, foarte echilibrați, să diferențăm între o psihologie numită de el, sau un eu mai întâi, un eu empiric și un eu metafizic. Adică între o psihologie implicit empirică și una metafizică. Ce vrea să spune el? Noi, oameni de știință, psihologi numiți, ne putem ocupa de aspecte cognitive, emoționale, motivaționale, în studiu științific, le putem sesiza foarte bine. Asta ține de individ. Studie senzația, percepția, memoria, motivația, decizia, raționamentul uman, ține prin excelență de un studiu științific și reclamă un studiu științific. Avem instrumente, avem metode, avem teorie, avem modele. Dar mai este o parte a psihicului nostru, partea metafizică, nu că ar fi o altă entitate, aceeași, o față a noastră de Dumnezeu, dacă vreți, pe care el, psihologul, a numit-o eul metafizic. Acea parte din noi nu revine psihologiei științifice. Sau revine unei psihologii metafizice, nu psihologii empirice, ci unei psihologii metafizice sau religii.
Deci spun asta pentru că el a deschis și alții, și James, și William James, partea asta de comunicare, de dialog între psihologie și biserică, adică o reîntoarcere a psihologiei la biserică după o perioadă de secularizare puternică, urmare a Revoluției franceze și altor etape. Bun, să vin spre persoană. Ei bine, plecând de la asta, mi-e să fac distinția dintre individ, individualitate, persoană, personalitate. De ce? Individul este ceea ce, elementul acela care ține de, și numele spune individ, înseamnă nedivizibil. Faptul că e o unitate separată, distinctă, dar mai degrabă e o dimensiune cantitativă. Indivizi sunt mulți. Indivizi poate să fie animale, indivizi poate să fie ființe umane. Sunt indivizi. Încă nu vorbesc de ceva care e specific. Numai faptul că este o unitate de sine stătătoare. Ca și cum v-aș spune că totul e la fel. Studiez indivizii, zic eu. Fără să iau în calcul elementele care diferențiază. Prima treaptă de diferențiere apare la individualitate, care deja este o noțiune calitativă. E element de sine stătător, dar are și ceva care îl diferențiază de ceilalți. Îl face să fie diferit. Și tot nu e suficient. Trebuie să mai vină și un element, asta îl diferențiază, trebuie să mai vină și elementul care numim noi personalitate, care este elementul de cel ales individul, e de sine stătătoare, are individualitatea, dar mai are și o căutare a valorilor, dacă vreți, și o căutare a comuniunii cu ceilalți și cu Dumnezeu. Potențial cel puțin. Și atunci persoana este un sal calitativ foarte important. Una este să vorbești pe indivizi și spui că studiezi indivizii, alții să studiezi individualitățile, care înseamnă o creștere spre elementul care diferențiază, dar cu totul și totul altceva este vorbit despre persoană care o văd și purtătoare, căutătoare și purtătoare de valori. Asta mi se pare mie foarte important și asta deschide realitatea spre ceea ce înseamnă dezvoltarea personalității. Persoana poate deveni personalitate. Persoana este forma potențială a personalității. Eu am în mine personalitatea ca o formă potențială. Ca să devină personalitatea ceva actual, trebuie ca persoana să improprieze valorile, normele, principiile societății. Le internalizează, le impropriază. Iar dacă aceeași persoană internalizează binele cu B mare, suprem, pe Dumnezeu, devine personalitate morală. Nu știu dacă am fost clar sau nu, adică iată discursul ăsta a meu de la simplu individ, unde și individualitate care mă seamănă cu animalul. Până, dacă eu spun că studiez indiviz, orică animal, orică ființă umană, e același lucru, că sunt cantitative, te număr, știu că ești distinct, știu că poate ai ceva specific de toate, dar încă nu ai valoarea în tine, n-ai căutarea valorii, n-ai comuniunea, n-ai căutarea comuniunii. Și asta face numai persoana care poate să devine personalitate, dacă își împropiază valorile, sau chiar morale, pe state morale, dacă împropiază pe Dumnezeu sau valorile religioase. Spiritualitatea există în fiecare om și toți o căutăm. Așa este, într-o formă sau altă. Aici un mare rol îl au duhovnicii. Și apropo de ce spuneați dumneavoastră mai devreme, de altfel pare că uneori în psihologie psihologii vorbesc într-un limbaj laic despre multe dintre scrierile Sfinților Părinți. Greșesc? Da, nu greșesc, chiar deloc. E și bine într-un fel. Adică, din păcate, psihologia științifică a fost bătăreau marcată în evoluția ei de influențe religioase, dar în special orientale. Foarte puternică, multe practici ale ei. Și a neglijat, din păcate, mai cu seamă, psihologia europeană, care trebuie să fie atentă la lucrul ăsta și a fost cea răsăritană, ce înseamnă valorile spirituale religioase și acest tezaur fantastic și prezența psihologiei și psihoterapiei și consiliere în tezaurul acesta spiritual al spirității creștine răsăritene. Ultima vreme descoperă tot mai mulți psihologi acest tezaur, aceste valori și sunt tot mai evidente aceste descoperiri, tot mai vizibile dialogul între biserică, între psihologie și biserică pe zona aceasta. Ei, sunt psihologi care vorbesc în fie că știu și îți dau seama, fie că nu dau seama, comunicând mesaje psihologice, dar reiterând mesaje din Vechiul Nou Testament, din Patericul Egiptean, din Patericul Românesc, din Filocalie, etc. Și sunt foarte multe asemenea situații. Acum, eu fac caz de asta și am alți colegi, nu sunt izolat. Suntem câțiva care ne preocupă această, să spun, revalorizare în spațiul psihologiei a ceea ce biserica oferă ca material, cuvântul nu cea e potrivit, ca resursă, ca tezaur în spațiul nostru, în vește scopul nostru, a intervenției psihologice. Noi putem să învățăm mult de la psihologie, acum să fim onești. Atenție! Majoritatea practicilor psihoterapeutice își au originea în practici religioase.
fie orientale, fie răsăritene, etc. Nu putem nega lucrul ăsta. Și exact și dumneavoastră, dacă te uiți atent și sap într-o practică, într-o tehnică terapeutică, regăsești o practică religioasă milenară, o rânduială dată de cineva, un canon dat de un mare duhovnic cândva, desigur, psihologia a luat-o într-o formă desacralizată, a scos din ecuație pe Dumnezeu. Dar mesajul, interpretarea, nu spune, conceptualizarea suferinței umane și a modului de intervenție temăduitoare e foarte similar, foarte similar. Până la fie unor, nu identic pentru că nu Dumnezeu în ecuație. Acum, cei care încercăm să reapropiem psihologia de religie, încercăm să facem și acest lucru, să arătăm că am putea în practica psihologică, pe de parte, psihologii care vor asta, au libertate toți, să împropriem practici religioase, fără a ne substitui noi preoților. Noi devenim preoți. Dar putem împropria practici religioase sau să facem tandem cu intervenția spirituală religioasă, sporind eficiența intervenției noastre, atenție, în cazul în care lucrăm cu pacienți, cu clienți care au deschidere sau sunt religioși. În celelalte cazuri, n-are efect. Și noi nu putem face o evangelizare în rolul nostru ăsta, nu putem face o încreștinare a lor. Și Hristos respectă aceasta. Exact, iar libertatea. Și invers. Preoții, la fel, așa cum am luat înainte de emisiunea noi, sunt mai multe formări, cursuri de formare a preoților, în ce privește duhovnicia, tocmai deschise biserica, pe acest lucru ăsta și în spațiul nostru, înăuntru acesta al nostru românesc, dar și în spațiul european, în diasporă, unde mai de multe am participat la asemenea întâlniri și cursuri de formare, în care tocmai mulți preoți sunt deschiși să împroprieze tehnici din psihologie, care nu sunt contradictorii religiei, care se ajute în a rezolva probleme care țin, cum spuneam, mai de multe ori, un eu empiric. Se vorbește astăzi despre inteligența artificială, e un subiect pe care nu vreau să-l scăpăm, sau cel puțin o întrebare. Credeți că personalitatea umană ar putea fi upgradată cu ajutorul acestei... Sunt subiecte, dar vor fi elbinți, nu sunt recente. Inteligența artificială a făcut obiectul multor studii și practici încă de la mijlocul secolului trecut. Nu e ceva nou. Nivelul la care s-a ajuns acum este altul. Și faptul că acum e foarte alert ritmul în care se dezvoltă sisteme inteligente artificiale e altceva. Dar nevoia și mugurii inteligenței artificiale au apărut cu mult timp înainte, iar după Doilea Război Mondial au apărut deja primele sisteme, să zic, inteligente, artificiale. Bine, foarte simplu. Foarte, foarte simplu, după ce e astăzi. Oricum, sistemele de inteligență artificială sunt mult mai aproape astăzi de ceea ce poate mintea umană pe multe dimensiuni, dar foarte departe încă de ceea ce înseamnă mintea noastră, inteligenței naturale sau ființei umane în toată complexitatea ei. Știți, îmi vine minte așa un răspuns și poate vine inteligența artificială, dacă anii 90 a secolului trecut, lumea s-a preocupat foarte mult de a studia creierul, pentru că a fost o perioadă în care s-au investit foarte mulți bani cu obiectivul să lămurim ce-i cu creierul acesta, și după 10 ani de investigații, oamenilor de vârf, cu sume enorme investite în proiecte și au schimbat agenda investigative, mari titani din neuroștiințe, la finalul anului 90, la finalul decenului creierului, să numesc asta, concluzia a fost ceva de genul, parafrazând. Nivelul la care cunoaștem noi creierul astăzi este nivelul la care se cunoștea inima în Evul Mediu. Deci, dacă ei, oamenii ăștia, titanii ăștia, au spus că atât au putut și acolo se află, deci hăt departe. Și vorba de creier în sensul său biologic, anatomofiziologic. Dar în minte, că vorbesc despre psihic, despre mind, despre minte și apoi despre suflet, așa mai departe. Deci să nu fim, eu spun ceva care spun des și șochează studenții noștri, deci s-au plinit cu mine la începutul cursului, primului curs care am eu cu ani, când am un curs mai timpuriu, cu ani mici, le spun așa că cu toată responsabilitatea care mi-o asum, afirm următoarele. Eu, Adrian Opre, nu pot să vă spun ce este psihicul uman. Chiar dacă ei pot să spun că au venit atunci degeaba la facultate, dacă eu spun atât cu atât aplomb, pentru că ar fi o minciună. E drept că evoluția psihologiei științifice a făcut salturi extraordinare și că știm acum mult mai bine ce înseamnă ar fi psihicul, toate modelele din psihologie sunt modele prin analogie. Adică noi încerc să explic psihicul printr-o analogie cu ceva, cu sisteme energetice, cu câmpuri electromagnetice, iar acum inteligența artificială vine din zona în care psihicul e asemuit unui sistem de procesare a informației. Psihicul nostru a fost comparat în anii 50 încoace 60 cu un sistem de procesare informațională, ca și un calculator. Deci, înțelegerea psihicului uman se face prin analogie cu sistemele inteligente, paradoxale. Adică ai creat sisteme inteligente artificiale urmând modelul creierului, minții mari, și acum încerci să înțelegi mintea umană uitând de la computer. Un pic, dar nu-i mișcarea, nu-i circulară, mișcarea este elipsoidală, e un câștig aici.
Dar din această juncțiune și din faptul că au pus niște științe, se numesc științe cognitive, avem chiar un program la Cluj, și în București este un program și în Cluj, acum și în Timișoara lansat de curând, se numește științe cognitive, psihologie științe cognitive, reflectă preocuparea unei ramuri a psihologiei, psihologia cognitivă, de a lucra împreună cu alte ramuri, cu neuroștiințele, cu inteligența artificială, cu lingvistica teoretică, cu epistemologia dialogică, lingvistica teoretică, lucrează împreună cu un obiectiv comun. Obiectivul lor comun este să înțeleagă toate sistemele inteligente, naturale și artificiale, să le înțeleagă cum funcționează. Se poate vedea că ele pot comunica. Acum să le interșanjez între totul, eu și aici sceptic ca și cu cealaltă afirmația mea, că dacă eu nu, și nu cred că curând vom afla ce e psihicul în esența lui ultimă. A, că știu mult despre cum funcționează, cum percepe realitatea, cum o procesează, cum o memorează, știu multe, mult mai multe, dar nu știu ce e în esența lui ultimă. Esența lui ultimă, eu, psiholog, nu pot să vă comunic. Alți colegi poate. Eu mă îndoiesc. Așa și din coace. Suntem foarte înaintați. Am făcut salturi extraordinare în inteligența artificială, dar mai e departe, până când ea se substituie inteligența naturală. Pentru că suntem la oamenii timpului, aș vrea să vă întreb care sunt personalitățile cele mai de succes sau ce tip de personalitate poate vorbi de succesul. Aici e foarte periculos să știți că și nu voi spune toate răspunsul că una din formele tipului de personalitate este succes sau e dezirabil sau nedezirabil. Aici multe lume poate credea în capcană. Desigur, anumite tipuri, tipologii, forme, pattern-uri de personalitate sunt mai dezirabile. Mulți le dorim. Și tipologia clasică cu sanguinic, coleric, flegmatic, melancolic, lumea, mulți vrea să fie sanguinic sau au fi tipuri de personalitate. Toate aceste forme, sunt multe alte taxonomii, sunt foarte multe alte grupări ale tipului de personalitate și modele. În toate situațiile, nu vorbim de una bună sau rea, vorbim de pattern-uri care se pot arăta mai bine sau mai puțin bine la o anumită realitate. Uneori ai nevoie de un anumit pattern de personalitate, un anumit profil de personalitate optim pentru un anumit context, pentru un anumit mediu familial, profesional, să zic, eclezial, monahal. Și ai nevoie de alt profil mai adaptat într-un alt context. Deci este periculos și nu este nici corect. Nu numai că e periculos, nu este corect să dăm o prioritate, o întâietate, o apreciere pozitivă, exagerată, unuia sau alte forme, tip de personalitate. Toate poartă în ele înălțarea și căderea noastră, cum spune Apostolul Pavel. În noi este deopotrivă înălțarea și căderea. Noi jucăm cu ele, suntem într-un balans, într-un echilibru așa între ele. Depinde în mare măsură de modul în care noi, ceea ce avem bun în noi, valorificăm spre binele nostru și a celorlalți. Nu egoist. Dacă faci pe tine, ești foarte egoist. Dacă o faci pe binele tău și a celuilalt, adică ții seama de propriile nevoi și valori, dar și de nevoie celuilalt și valori, înseamnă că dezvolta o personalitate sănătoasă, echilibrată. Sănătos, e sănătos, da, corect. Da. E o dovadă imediată, explicită, a sănătății personalității tale. Da. Noastră aveți o carieră solidă. Care a fost secretul dumneavoastră? Pot să vă întreb. Nu am niciun secret să spun că am fost un secret. Nu consider că sunt un om de... de reușită extraordinar profesională. Sunt un om care am muncit mult, recunosc asta, m-am dedicat mult, am fost foarte motivat. Tăruirea. Deci am muncit realmente mult, am renunțat mult la multe tentații ispite, recunosc asta. Pentru că aminte perioada studenției, când erau tentații foarte multe, mai cum am păsat de sesiune în care studenții mai degrabă se distrau decât învățau mult dintre ei, am rezistat multor tentații și nu regret. Chiar dacă atunci am venit să plâng momentele în care mai toți se distrau noaptea și eu mă făceam programul strict german de a învăța. Dar nu vreau să iau ca o faimă asta. Am zâmbit că m-ați întrebat pentru că de obicei îmi vine minte când cea întreabă care e formula reușitei tale profesionale și vă spun pe un exemplu care îmi place foarte mult. Un laureat Nobel la un moment dat e întrebat de către un jurnalist, așa cum suntem aici în dialog, care maestri ați dovedit astăzi că sunteți un om de reușită, extraordinar, laureat Nobel. Spuneți-mi care e formula succesului. Și zice, îmi pare rău, tinere, nu pot să-ți răspund. Eu nu am o formulă a succesului. Trebuie să supără jurnalistul pentru că vrea să fie știrea zilei. Închide aparatura, dă să plece și îl oprește laureatul și zice, tine, nu pleca. Eu nu pot să spun care este formula succesului. În schimb, pot să spun care e formula eșecului. O să deschide aparatul repede, înregistrează. Ce mai este care? Formula eșecului, dragul meu, este următoarea. Să încerci să placi tuturor. E garanția eșecului, pentru că înseamnă că nu vei fi flexibil, vei fi versatil, nu vei fi tu însuți. Deci tu când încerci să pași tuturor, asta înseamnă că e atât de înaltă va fi flexibilitatea ta încât va urisa într-o versatilitate nesănătoasă. Nu vei fi niciodată tu verticalul. Trebuie să ai ceva în tine care rămâne stabil, constant, cum spuneam la început. Aceea înseamnă personalitatea. Numai părți din noi care rămân stabile, transituațional, acelea sunt spiritualitatea. Fiecare dintre noi, aș spune așa, ca să dau un răspuns acum mai între și psihologie și religie, fiecare dintre noi avem acest, dacă vreți, un
specific spiritual al nostru, care face, spiritual, lăuntric, profund al nostru, care face ca valorile pe care le-am impropriat le deținem să ne manifestăm într-un mod propriu și creativ, dumneavoastră. Acest specific spiritual din noi, această esență noastră, care, repet, eu nu știu cum o putem sonda, să aflăm ce este în ea, esența ei ultimă, face ca noi să putem să ne exprimăm, să ne manifestăm într-un mod propriu nouă și creativ, deopotrivă. Asta e șansa. Și atunci, asta ar fi un alt răspuns la noastră. Fiecare de noi poate le atingem sau nu atingem cândva. Eu nu cred că m-am atins, nu știu, excelența sau... Mi-aș dori foarte mult. Știu că mă mișc asimptotic spre excelență. Nici nu e bine să o atingi, că te oprești. Dai în diabolica autosuficiență. Nu e bine să spui că da, sunt un de succes, m-am realizat, este periodul cumplit, e cumplit. E păcat, da. Mulțumit. Pe cale, da. Mulțumit și în păcat, da. Profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și pentru că v-ați făcut timp pentru noi. Știu că n-a fost deloc ușor să veniți de la Cluj la București. Vă aștept cu mare drag și într-o altă ediție a emisiunii noastre și vă doresc din tot sufletul putere de muncă. Mulțumesc și eu. Cu drag să ne reîntâlnim.